Cu o ocazie deosebită, prilejuită de Ziua Națională a României, Liceul Teoretic Ion Constantin Brăteanu din Hațeg a fost onorat cu distinția deosebită a Ordinului Meritul pentru Învățământ în grad de cavaler. Distinția a fost acordată în cadrul unei ceremonii solemne de către președintele României. La nivel național s-au acordat doar 7 astfel de distinții în semn de recunoaștere a rezultatelor remarcabile obținute în procesul de formare intelectuală și umană a tinerei generații. Din partea Liceului Teoretic Ion Constantin Brătianu, Hațeg, la ceremonia organizată de administrația prezidențială au participat directorul liceului, profesor Rodica Badea, directorul adjunct, profesor Mihaela Groza și elevul Andrei Groza. În semn de apreciere pentru profesionalismul și dăruirea pusă în slujba actului educațional, contribuind în mod exemplar la formarea intelectuală și civică a tinerelor generații, se conferă Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de cavaler Liceului Teoretic Ion Constantin Brătianu. Această distinție reprezintă o mare onoare pentru Liceul Teoretic I.C. Brăteanu Hațeg pentru Învățământul Hunedorean și reprezintă așa o încununare a muncii depuse de către întregul colectiv de profesori, întregul personal al unității de învățământ, bineînțeles de către elevi, dar și până la urmă toate proiectele care au fost implementate în cadrul comunității. Aici trebuie să precizez faptul că a avut numeroase activități, fiind școală UNESCO, și categoric aceste activități și proiecte au contat în acordarea acestei distincții. Liceul Teoretic Ion Constantin Brătianu continuă să fie un model de excelență în domeniul educației, contribuind la formarea unei generații de tineri bine pregătiți și dornici să contribuie la progresul societății.